V-am găsit la Afaceri de la Zero. Sunt Dana Ciriperu, gazda voastră de astăzi, și vă invit să aflăm povestea Hebo Trailers. E un proiect inovator, pornit la Miercurea Ciuc, de la o căsuță mică. De la o căsuță mică, practic, a pornit totul în acest proiect. Povestea ne-o va spune Henrieta Covaci-Seci, care se află alături de noi prin intermediul aplicației Zoom. Henrieta, bună! Am ajuns la Miercurea Ciuc. Bine te-am găsit! Bună tuturor! Bine v-am găsit și eu! Când a pornit proiectul Hebo Trailers și de la ce s-a născut nevoia de a începe un astfel de proiect? Proiectul Hebo Trailers a pornit undeva în 2018, de atunci a pornit ideea. Eu atunci am fost angajată la firma Eco Tiny House din Miercurea Ciuc, unde produceam căsuțe mici din acestea pe trailer, tiny house-uri. Și acolo eu mă ocupam cu vânzarea acestora, atât și cu achiziționarea de materiale câteodată. Eram la început, fiind o firmă mică, te ocup cam cu toate. Și ideea a pornit dintr-o necesitate. Noi cumpăram, achiziționam aceste trailere din Olanda, am încercat și aici în România. Însă ce a fost problema în România era faptul că chiar dacă găseam producători care să ne producă acest trailer, le dădeam desenul sau schița trailerului și puteau să ne producă. Am și încercat, au fost câteva trailere produse aici în România, însă nu dețineau certificat de omologare europeană. Și ne-am confruntat cu problema că am vândut câteva căsuțe în vest, în Germania și Austria, și nu au putut fi matriculate acolo. Așa am ajuns să ne uităm după un alt producător de remorci din Olanda. Acesta deținea certificat de omologare europeană și înseamnă prin acest certificat că orice trailer poate să fie înregistrat în țările Uniunii Europene. Iar de aici a pornit necesitatea noastră, faptul că producătorul acesta din Olanda, Vlemix, avea termene de livrare foarte, foarte mari. La început erau de 6-8 săptămâni, momentan s-a ajuns aproape la jumătate de an. Spuneai de faptul că lipsa certificărilor v-au determinat să căutați un furnizor în afara României și ați făcut acest lucru. În momentul de față, Hebo Trailers are astfel de certificări pentru a putea transporta în Europa? Da, acesta a fost și cel mai important lucru pe care am dorit să-l facem cu Hebo Trailers, și pentru acest lucru ne-a ajutat foarte mult fondurile europene, acestea pe care le-am câștigat, să primim acest certificat de la Registrul Auto Român. A fost un proces foarte lung, timp de un an de zile, au fost mai multe audite, a trebuit să pregătim foarte multe documente și pot să spun că a fost și un proces foarte costisitor. Mai mult de jumătate din fondurile pe care le-am câștigat au fost alocate pentru obținerea acestei certificări, omologarea de tip european. La cât s-a ridicat, Henrieta, investiția totală? Aproape de 20.000 de euro. Și certificarea este pe tipuri, deci pe versiuni de trailere. Eu momentan dețin certificarea pe două axe și dacă doresc să fac și pe trei axe, înseamnă că tot procesul se reia și cam același cost trebuie plătit din nou. Dintr-o nevoie a pornit proiectul. Tu erai angajată în cadrul companiei Eco Tiny House, tot din Miercurea Ciuc. Cât de complicat a fost, Henrieta? La cât s-a ridicat investiția ca să puteți produce în România, la Miercurea Ciuc, primul astfel de trailer? Nu a fost foarte complicat, pentru că
Odată ce eu eram angajată la Eco Tiny House, deja am pus fundamentele relației cu firma Vlemix din Olanda. Și ce am făcut noi? Noi nu am vrut de la început să producem trailerul aici, ci să-l achiziționăm ca componente și să-l asamblăm aici în România. Uh-huh. Deci ce am vorbit noi cu firma Vlemix, cum ne-a venit ideea, e să facem un contract de colaborare cu ei, să achiziționăm toate componentele de la ei, le aducem aici în România, iar noi în atelierul nostru le asamblăm și prin acest lucru nu mai trebuie să așteptăm atât de mult pentru a avea un trailer. S-a păstrat modelul acesta de funcționare și în prezent, tot părți componente primiți de la ei și asamblați în România? Exact, încă în prezent facem tot acest lucru, însă ce dorim și ce ne-am propus anul acesta e să producem șasiul remorcilor aici, în România, să nu mai trebuiască să le achiziționăm din Olanda. Câte trailere ați asamblat până acum? Cred că suntem undeva aproape de 50, însă este... Ce pot spune e, contează foarte mult de cerere, da? Deci noi cel mai mult asamblăm trailerele odată ce avem o cerere concretă. Spuneai tu de timpul foarte mare de livrare care practic v-a dus către dorința voastră de a asambla în România. La cât ați reușit să-l aduceți acum, timpul acesta de livrare a unui trailer, în momentul în care apare necesitatea? În cât timp puteți livra o astfel de remorcă? Acum depinde foarte mult și de stocul pe care îl avem, însă cam 4 săptămâni. În 4 săptămâni. Da. În primul rând, clienții voștri sunt cei care cumpără Eco Tiny Houses, nu? Da, clientul nostru principal din România este Eco Tiny House, însă noi am început foarte mult să lucrăm la marketing și pe platformele sociale. Totodată, prin contractul acesta de colaborare cu Vlemix, noi am devenit dealerul lor oficial în România și nu numai. De câte ori au cereri din țări apropiate României, să zicem Bulgaria, Grecia, Ungaria și Croația și aceste țări apropiate nouă, ei ne dau clienții nouă ca să le vindem noi remorcile. Ai spus tu de clientul principal, căsuța mică a rămas clientul principal pentru trailerul produs de voi, dar puteți merge și către alte sectoare, nu știu, mă gândesc să transportați bărci în perioada verii sau se pretează trailerele pe care le produceți voi și pentru astfel de proiecte? Acestea nu, pentru că sunt trailere cu platformă dreaptă și sunt remorci destul de mari în lungime. Vorbim aici de la 5,4 metri până la 8,4 metri în lungime. Dar firma Vlemix are și remorci pentru bărci sau remorci pentru transporturi cu obloane și așa putem noi să oferim și acest produs. Însă, pe viitor, ne dorim să putem să ajungem și noi să producem mai multe tipuri de produse, nu doar pentru căsuțele mobile. Clienții voștri le cumpără? Cumpără și trailerul pentru a-și transporta căsuța și pentru a rămâne în proprietatea lor? Sau există și varianta de închiriere? Duceți căsuța la locație, după care se întoarce acasă la Miercurea Ciuc? Nu, momentan facem doar vânzare, deci... Remorca trebuie cumpărată și căsuța amplasată ulterior pe ea. Cât costă remorca, Henrietta? Acum iar depinde de lungimile remorcilor. Începe undeva de la 2700 de euro până la 5500. Depinde și de numărul axelor și de kilograme. Anul trecut, practic, câte astfel de remorci împreună cu căsuța de pe ele au plecat din curtea fabricii din Miercurea Ciuc? Din Miercurea Ciuc au plecat anul trecut aproape 40. România și Europa de Vest? Exact, exact. Cei mai mulți clienți încep să fie din România sau sunt din străinătate încă? Încă piața noastră este piața din vest.
din Occident, însă au început acum foarte mulți clienți și în România să achiziționeze astfel de remorci, mai ales au fost și multe proiecte europene prin care care au fost câștigate pentru realizarea acestor căsuțe. Și totodată am văzut cu această pandemie globală că mulți antreprenori din domeniul Horeca au început să găsească soluții pentru a... Să rămână în aer liber, nu? Să ducă astfel de căsuțe într-o zonă în care cumva pot să evite aglomerațiile? Exact, și să poată să țină aceste condiții acum de toată lumea vrea să se retragă, distanțarea aceasta socială, și am primit cereri și de la foarte mulți antreprenori din domeniul Horeca. Voi puteți asambla mai mult față de cele 40 de unități ansamblate anul trecut? În momentul de față, cu echipa pe care o aveți? În momentul de față avem o echipă de 4 angajați, însă odată ce anul acesta vom porni și producerea șasiului aici în România, atunci vom crește echipa și, evident, odată cu creșterea cererii, creștem și echipa și va crește și producția. Tu ai spus că în Eco Tiny House te-ai ocupat cam de toate la început, la fel cum face orice angajat într-o firmă mică. Acolo ai învățat totul despre remorci, pentru că ne-ai vorbit despre dimensiuni. E evident că ești acolo, știi foarte bine business-ul ăsta, mai ales acum că ești cofondator în Hebo Trailers. Le-ai învățat pe parcurs? Au vreo legătură cu pregătirea ta profesională dinainte? Te-a ajutat școala? Ce pot să spun? Cred că m-a ajutat mai mult și domeniul în care am lucrat înainte. Am lucrat în domeniul închirierii auto și de acolo un pic m-a ajutat informațiile care le aveam ca să le pun în aplicare și aici la Hebo Trailers, dar nu este un domeniu foarte complicat odată ce înveți lungimile trailerelor, axele, componentele, e chiar ușor. Anul 2020, ca cifră de afaceri pentru voi, Henrietta, a fost mai bun decât 2019? A fost o creștere? Categoric. Categoric, cred că ne aflăm printre puținii sau printre norocoșii care putem să spunem acest lucru. Putem să spunem că cifra noastră de afaceri a crescut de 3 ori. La cât ați ajuns? Momentan, deci anul trecut a fost 354.000 de, peste 354.000 de lei. Tu ai trecut de la statutul de angajat la cel de antreprenor cu acte în regulă în Hebo Trailers. Cum este? Care e principala diferență? Diferența este enormă, pentru că ceea ce faci știi că faci pentru tine. Bine, nu pot să spun că eu sunt o fire foarte sârguincioasă și mereu oriunde am lucrat, am lucrat ca și cum lucrez pentru mine, dar acum este total altceva. Știi că toată munca depusă are și rezultate. Voi acum, proiectul acesta în care ești tu implicată, se leagă în mare parte de proiectul Eco Tiny House din Miercurea Ciuc. Vă gândiți la un moment dat să puteți să transportați astfel de căsuțe și pentru clienți care să nu aibă legătură cu compania de acolo? Categoric. Deja suntem în discuții, avem mai mulți clienți din Bulgaria și Grecia. Tot așa, sunt producători de case mobile și deja le-am vândut câteva remorci în Grecia și Bulgaria acestor producători. Deci nu... No, ne place concurența, ca și eu pot să spun, pentru că acum fac parte și din echipa Eco Tiny House. Între timp am devenit și acționară acolo și ambele proiecte sunt proiecte de suflet. Cel care își cumpără o astfel de căsuță cu rulota aferentă, câți kilometri face într-un an? Se plimbă cu ea sau merge, o pune într-un loc frumos la munte și rămâne cu ea acolo? Acum depinde și de scopul de utilizare a căsuței, pentru că
Căsuțele acestea nu sunt numai de locuit. Pot fi birouri, pot fi baruri mobile. Mai multe utilizări au căsuțele acestea și ce pot să spun din experiență și din ce văd e că foarte căsuțele care sunt achiziționate în scop de căsuță de vacanță sau de a trăi permanent în ea nu prea sunt mișcate. Însă căsuțele care sunt cumpărate pentru business-uri, birouri, am avut și brutărie și cabinet medical, acestea normal că vor fi mișcate. Însă ce este foarte interesant de știut e că contează foarte mult mărimea acestora. Cu cât este mai mare căsuța, cu atât este mai greu de mișcat. Trebuie să fii un șofer priceput, ai nevoie de carnet de conducere categoria BE și de o mașină care poate să tracteze până la 3500 de kilograme. Putem cu toții să ne dorim căsuțe, dar nu toți o să le putem transporta pe roz, nu suntem făcuți pentru asta. Ca o ultimă întrebare, Henrieta, îmi poți spune, te rog, care e ambiția ta cea mai mare pentru 2021, ambiție profesională? Ca ambiție profesională, ceea ce am menționat e să putem să producem aceste remorci aici în România, să nu mai depindem atât de mult de alți producători, să putem să creștem economia locală, să putem oferi clienților și mai multe produse și într-un timp cât mai scurt. Îți mulțumesc foarte mult, îți mulțumesc că ne-ai spus povestea, că ne-ai arătat cum se leagă ca într-un puzzle, cum spuneam eu, de la o căsuță mică la modul în care o transportați și încet, încet probabil că veți mai adăuga și alte elemente surpriză în afacerea pornită la Miercurea Ciuc. Vă mulțumesc și vouă că ați fost alături de noi. Rămâneți să urmăriți Afaceri de la Zero, un proiect al Ziarului Financiar susținut de Banca Transilvania. Numai bine!